Așteptam să termin treaba pe ziua de azi și să vin aici la locație să testez noua mașină de tuns de la Ruris, modelul RXM 1000. Locație nouă, mașină de tuns, gazonul nou. Am optat pentru acest model din 4 motive simple din punctul meu de vedere. 1. Am vrut să fie cu motor termic, respectiv benzină, să nu fie cu fir, ca să trag firul după mine prin toată curtea. 2. Am vrut un motor puternic. Motoarele pe benzină de obicei oferă putere. Acest motor este de 170 de cm cub și dezvoltă 3,9 cai putere. 3. Am vrut musai să aibă tracțiune. Eu nu concep o mașină de tuns iarba fără tracțiune, mai ales când ai o suprafață mare de întreținut, când ai o curte mare și trebuie să tunzi mult. Și al patrulea motiv a fost sistemul roților din față. Îți oferă posibilitatea să faci viraje foarte strânse și dă mașinii de tuns gazonului, dă o manevrabilitate crescută. Poți să faci viraje foarte strânse pe lângă copaci, pe lângă gard, pe lângă diferite obstacole din curtea ta. Și acest lucru contează foarte mult.
acest model are cam tot ce ți-ai dori de la o mașină de tuns gazonul. Aruncare laterală, mulcire, aruncare în coș, tracțiune, putere, manevrabilitate, are pe partea asta posibilitatea spălării cuvei din interior după operațiunea de tuns, prin conectarea furtunului de grădină, conector standard. Mai mult de atât, nu ai ce să-ți durești la o mașină de tuns gazonul. E cât se poate de perfectă. Până crește gazonul, eu vă recomand să vă înarmați cu mașini de tuns, cu cositori, cu accesorii, pentru că odată cu venirea căldurii, vegetația o să explodeze. Nu vă lăsați nepregătiți. Până atunci, spor la treabă și vă doresc să faceți alegeri cât mai bune în sculele și accesoriile pe care intenționați să le cumpărați. V-am salutat!